Suntem noi în oraș și am venit să ne căutăm o cazare nouă. Capitanule, unde ești? Capitan? Bă, m-ai lăsat singur aici? Nu te-am lăsat singura pisică, dar oh uite-te și tu ce mă sunt aici! Oh! Capitan, păi ți-am zis adică că trebuie adică să uite? mergem să ne căutăm o cazare nouă și tu stai după mașinile astea că nu înțeleg. Pai de că, iau. Oh. că iau o cazare, îmi iau acest Ferrari. <laughs> păi ce facem? Ce Dormim zici? în Ferrari? Ce vreau? Nu există, capitan! trebuie să ne găsim o cazare bună, pentru că suntem și cu el Solicea, în Buzunar. O, ce facem? Pisică, vreau vreau Ferrari <laughs> da, nu, Ferrari Trebuie să ne luăm cazare, nu Ferrari. <laughs> Mai bun, deci apăsați pe butonașul de like dacă vreți să mi se îndeplinească visul ăsta să-mi iau acest Ferrari, ok? Apăsați pe butonașul de like, rapid! Ha, nu se poate, lea. deci eu sunt foarte supărat, pisică. Capitan, nu nu știu de ce, dar am nimerit fix într-un magazin de ăsta, șmecher, când noi avem treabă să ne luăm mare cazare, să ne păi mutăm. eu te cred, dar nu mi se pare normal. Uite, gigel. gigel. Ce face gigel ăsta? Bă, gigele, ia, vrei să te muți în oraș? Ai bani? Ei bine, mergi cu trenul acesta. Că okay, am ceva bani la mine, dar sper să-mi ajungă. Crezi că ne ajung? Nu Eu știu. tot zic că mai degrabă luăm Ferrariu. Nu, capitan, că nu avem loc să dormim în Ferrari, nu înțelegi. Trebuie să așteptăm Asta trenul. Să în Ferrari, bă, bune zic. Nu, trebuie să, să nu ne luăm o cazare. Că să ne cumpărăm Ferrariu și mai degrabă nu ne mai cumpărăm casă și mergem toată ziua cu Ferrariu. Pa nu. Să-ți că costă și benzina și tot. Nu există, capitan, trebuie să luăm trenul. Hai, dă aici să ne ducă la case, să vedem casele. Haide, hai la casă. dă gata, și -a, și să ia. Mergem. Haide. Ce hai să să zic, trenul. că nu Auzi, ai luat bilet hai sau spim... ce facem? Păi intrăm în ăsta, uite, vin un coace. Hai aici, hai, sper să nu fie, uite, da, scaun. nu e nașul aici. Pune-te oh. pe un scaun. Gata. Ok, hai să așteptăm Margem să ajungem în oraș. Și... meu de Ferrari nu mai este. Nu mai este, că luăm cu trenul. dar da, nu mi se pare normal. Nici mie, aici coborăm? Coborâm la prima. Hai. Hai, hai să de. mergem. Hai să vedem unde e orașul ăsta, capitan. Și luăm cu liftul. Hai că să mergem cu liftul, pisică. Uite aici, vină cu acea. Hai că vină acum Dă aici, pe... vrei da. să mergi în sus. Hai că n-am okay. dat să merg în sus, am, am apăsat drept pe, pe verde. De acolo, de la lift. Uite pe butonul ăla, trebuie să apeși. Gata. Da. <hie> Așa că ne duce sus. Oului. Bun, și acum okay. trebuie Bun. să mergem pe aici. Bun, hai să vedem Eu că am ajuns în oraș. Sper să găsim o cazare bună, capitan. Pentru că găsi nu prea o am cazare foarte mult bani. Foarte bună, vino după mine, pentru okay. că știi care e faza? Nu este zi. și cu Elsul Licia după noi. Da, o avem un buzunar și trebuie să... Și problema Na. e că trebuie să găsim o cazare care e și pet friendly. Exact. Dar stai așa să vedem... Uh, mh, Ia. Pe unde ar fi? Pe mine pe aici să vedem. Îmi place la și casă, cu casă. grădină, sinceră, să fiu, uite, și cu piscină. Ai vrea și cu o Da, eu Foarte cred că ar interesant fi de bună, dar să nu o pierdem pe însul pe grădină, știi ce da, zic? Da, asta e complicat, și că s-ar putea urca pe aici. Uite, avem un vecin acolo, cred că e omul Buc, de la casă. Nu, ce mașină are asta aici? Vine cu casa, o, oare? ce mașină! Bine, tot aș spune că acel Ferrari era mai frumos, dar... Hmm, trebuie să găsim o casă. Dar știi ce vreau să cine a apăsat pe butonașul de like, oare? Toată lumea, capitanule! Eu nu cred că au apăsat! Cum să nu? Păi eu zic că n-au apăsat, uite pe bune zic! Deci, oameni buni, fiți atenți! Dacă vreți ca visul meu să-mi cumpăr acel Ferrari să se îndeplinească, poate să se îndeplinește într-un episod, vă rog să apăsați pe butonul și de like chiar în acest moment, ok? Ok. Poate să se îndeplinește visul și vă să pisicața mea o Ferrari! Haideți, haideți! Să mergem! Ia uite oamenii pe aici prin cartier! Bună ziua! E cartier Uite, vin ca ce. Sunt mai multe case pe care ar trebui să le vedem. Hai să vedem, hai. De exemplu. Bă, da. este... Ce? Oh my god, nu e bună ce asta. Ce a făcut al acolo? Să nu intre nimeni înăuntru. Doamne, feri. Uite te okay. și tu ce vrăjeală pe el. Ia, ia aici pare casă ok, dar... Doamne, hmm. ferește. Ok, vezi că e goală casa asta, trebuie să ne o amenajăm noi. E destul de, destul de șmecheră curtea, ce zici? Iar da. Uite, îmi place că ai și aici o magazie. Bă, vezi? arată bine casa asta, Arată foarte bine casa asta. Nu stiu că nici nu știu ce buget avem. Uite, ai și basement. Oho, ai și basement. E bun și basementul ăsta, capitan. aici te nu pun pe tine să filmezi. Ca să ne putem a, cumpăra casă. Uite, ne facem studiourile aici. Hmm. Vezi? Băi, să știi că ar fi o idee bună pentru că antifunează sunetul că e la subsol, Da, știe? exact, exact. Ia stai da, să așa. mergem noi. da, totuși, ce buget avem? Ca și ce bani? Că ca pe... să ne putem cumpăra o casă. Păi nu știu, că cred că avem vreo... Stai să mă uit. Stai așa să mă hmm. uit. Oh, 90 de mii. 90 de 90. mii? Păi nu avem bani de nimic! Păi nu prea avem bani, dar nu avem bani de casă de asta mare. Asta tu ai ceva la tine? De bunzoară, da? Nu avem bani de nimic, ce facem psihică? Stăm pe străzi? Poate asta... nu știu, poate asta o fi o casă mai ieftină. Vezi că nu are foarte multe camere. Zici că nu are? Hai că are. Uite, are a și jos, nu? oh my god, are basement. basement-ul e de? scump, să știi. A care basement e scump? Da, pentru că sunt mai multe materiale acolo, că trebuie să uh -huh. nu pice casa peste. Păi <laughs> ia uite, ia... bă, a luat foc casa lui ăsta! Oh my god! 1, 1, 2, 1, 2 S-a sunat deja, au venit pompierii și încearcă să că nu știu, că putea să ne întrebăm <laughs> Nu știu ce să zic despre Ia, chestia asta, uite, uite fii atent, că asta îmi place, dar uh, vreau -mi să văd dar recorte. tu n-ai ceva bani la tine? Pisica nu știu să... Bă, are curte! Oh my god, ce șmecheră e! e zic! Păi ne putem lua ceva, o piscină de-aia gonflabilă de la Dedeman? E chiar, chiar destul de tare! Șmecheră! Zici să ne Ai și garaje aici în caz de... Facem, facem bani pentru Ferrari? O... Oh. Bă, dar ce garaj e ăsta? Că nu se deschide măcar. Păi nu se deschide, că încă n-ai Ferrari. Când ai Ferrari, o să se deschide. Zici să ne cumpărăm casa asta? Păi eu zic că da, asta să rămână. Păi hai să o cumpărăm. Păi și cu, cu cine, cine vorbim? Să vorbim? Păi asta o întreb și eu. Hmm. eu. Nu știu cu cine trebuie să vorbim. Ia vezi, poate pe la etaj. Păi nu știu, să văd. Da, capitanule. Nu știu ce să păi, zic. Uite, Ai să da, zi zi număr de... A, ah, ok. Știu de... Cine deține casa? <hie> nu știu, Laura, Laura o Laura. Sau poate e agentul imobiliar. Bună ziua! Ah. Oh, eu Bună ziua. ziua! Vreți să cumpărați această casă? E destul de scumpă, să știți. Oulu. Păi da, mă gândesc că e scump, ai și grădină, și fai, și etaj, și, deci, și garajul. Ce putem Ferrari? să facem în privința asta? Adică nu, nu știu, capitanul, nu știu. ce să zic. Aici, hai să mă mai uit, cât de scumpă poate să fie. În funcție de preț vreau să știu. Nu știu, in întreabă, ia vină, vină și întreabă. Vrei vină și, Vrei și Ia, stai să vedem cât costă. Ia vezi. Dar întreabă cât costă, zic. Cât ia. costă această casă? Că ia, cât costă, ia. Bă, 50 de mii? 50 de... Păi ne permitem, nu? Copita, nu e preț bun, că eu am 90 de mii la mine. Păi ce dacă nu ne... pei 50 de mii, 90 păi de mii... da, tocmai ne mai rămân și banii. Păi e bine. Pentru, nu știu, să ne schimbăm un pic mobila pe aici. Eu zic că e bine, o cumpărăm. Și eu zic da. O cumpărăm. Bine, hai, hai să hai facem să... această tranzacție. Ia. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Gata. Și aceasta este noua noastră casă. Casa noastră. A plecat, uite, a plecat. A plecat. La revedere, imobiliar. Laura, mulțumim. Mulțumim, aceasta este noua noastră casă. Pisi că nu i-am cumpărat această casă, dar vreau să-ți arăt că deja are probleme. Ia, vin ca oh să vezi. Oh my god, a cumpărat casă cu probleme. Deci a cumpărat o casă, ne-a dat țeacă. Deci fii atentă. Ușa asta cum se deschide? Da, bine, asta da. Așa este. O deci problemă numărul 1. Problema asta? numărul 2. Ușa de la garaj zidită. Zi? Deci oh, mai. pune Capitanul, am dat 50 de mii pe o casă stricată! Că bune zic! Faide! Ia să vedem, deci avem dormitorul numărul 1, dormitorul da. baia, am vrut să zic baia, deci avem o baie, dormitorul numărul 2 și, da. oho, dormitorul numărul 3 care este, este de ăsta mare, de două persoane. Dar cine e prea... aici? Oh my God, vecine! Asta Deja au început problemele la noua noastră casă. Și că nu stiu ce face, dar Dorel Dorel, la oh. noi de... Dorel. La... Deci, bune zic, se destul de ciudat. Capitane, cred că asta este un vecin care a venit să ne dea o prăjitură de aia de bine ați venit la noi în oraș. Ia, vezi ce zice. Salut, vecini! Oh, Lăul ăsta e ciudat rău. Păi de de creepy, de să recunosc ok? Vecin, este la... vecin foarte... Dar ce Ar, de sună, de crie, ar trebui să, o, -o scus pe sulcea din buzunar, căpitan ca să lași pe ea, să, mi să miroasă pe aici, prin casă Ok, să... dar stai să închid ușile, să nu iasă pe afară că păi dar da stai să mă asigur și eu că totul e închis aici ca să nu intre în toate camerele, de exemplu un baie, aici Uite, o lăsăm exact. aici, dar bineînțeles că trebuie să-i cumpărăm și un ansamblu de joacă și chestii da, păi uite, e aici jos. Nu știu ce a... face, miroase garajul. Ce faci, mami, aici, iubita? Aici, ce face? Da, uite, no, vezi, vezi, speriată pe... puțin că e zona nouă și nu știe, ea e obișnuită cu casa veche. Păi, știu, dar ea mama. trebuie să investigheze tot, fată. pe aici, <gătă> duci în garaj, se duce peste tot. duce în garaj, cred că și ea își dorește tot un mini Ferrari. Hai la mami! Elsa, haide! Hai mami, nu mai sta acolo, că nici nu putem închide... Nu un mini Ferrari! Capitan, trebuie să mergem să luăm o ușă nouă, că nu se închide ușa de la garaj și asta nu mai acolo, că uite, își dorește mult de tot un Ferrari. Vrei Vreau și eu un Ferrari, hai Elslicia, du-te din garaj Hai de mama, așa iubita lui mami Gata, ești Bun? Afară. Așa, gata Trebuie să dăm și ceva de mâncare Da, poate. iar în Dar trebuie să dăm și ceva de mâncare, dar nu avem încă mai nimic pe aici Am eu niște pește, dacă... Ai tu niște pește? Hai, dă pește acolo Că după merge la magazinul să de animale să-l bobițe. Hai, și să dacă... Ok Vreau. Hey. Păi nu vrea, capitan, că e casă nouă și nu știe mirosul. Trebuie să mirosă totul. <laughs> Încerc să-i dau, dar nu vrea. Nu vrea pește. Nu vrea, lasă că e agitată puțin și de asta what, se întâmplă. What, what, what. Nu, la, nu la ieșire, mama, du-te sus, hai du-te să dormi. Hai că e noapte, Pisica hai să mergem să dormim, lasă-o în pace. Hai că se culcă și au o să se liniștească. Avem aici dormitorul, da. hai să facem să dormim. Hai, noapte bună! Chiar că noapte bună. Da. Și trebuie să facă zi. Da. Gata. Bună dimineața! Hai să vedem, capitanul, ce face El Sulicia, dacă... Ia, e aici angara... Nu e. Bă, nu e El Sulicia, ce se întâmplă? Oh my god. Pisic, pisic, deschisă! <hie> Ușa deschisă și doamna ce? Gina, vecina! Doamna Gina vecina. <hie> doamna Gina, vecina! Hai să o întrebăm dacă știe ceva despre Elsa. Uh, bună ziua! Ați văzut meu? vreo pisică pe aici? Răspunde la numele bun. Elsa. O, oh, vai de mine! Am văzut azi de dimineață o pisică foarte drăguță care a ieșit din casa voastră și a fugit pe stradă pe aici. Am vrut să o prind, dar a scăpat. Sper să o găsiți. Ce nume are? Elsa. Elsa. Oh, Pisica, ce facem? <laughs> trebuie să mergem să o căutăm neapărat. Nu pot să cred așa ceva, deci nu pot să cred așa ce. Doamna Gina, trebuia să o prindeți, ok? Da, exact. Trebuia să o prinde. Doamna Gina, vecina, trebuia doamne, să prindă doamne. pisica. Doamne fe. Capitanul, mai repede, întâi de toate doamne. trebuie să mergem... Poate s-a dus pe aici prin grădina din spate. Ia vezi, ia vezi acolo. Elsa, ești aici, mami? <coughs> păi nu știu să zic, că dacă era pe aici... A... Nu e. Vino după mine pisică, trebuie este... să mergem în oraș. Da, Sigur, chestia oraș. că este na, o zonă nouă pentru ea, nu cunoaște, și atunci e mai complicat. Da, 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 Ia da, să da. vedem. E... Bună ziua, ați de văzut orașul. o pisică? Orașul e destul de mare și... Da, este. Și sunt frică... mașini da, în oraș. Da, dar mi-e frică cel mai mult cu mașinile, pentru că da. nu prea sunt atente pisicile. Uite, e, 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 e stație de poliție e stație aici? E de, de poliție aici. Agita. Sau poate e doar o mașină de poliție random, stai să vedem. Mm, da, nu știu, vezi dacă e o stație de poliție Nu, aici apă. e de-asta de popice, în niciun caz. A, oh, ok. Aici Un niciun caz nu e ce vrem noi să fie. Hai să vedem. Elsa, ești pe aici, mami? Ia să vedem. Mă, e? sunt niște oameni pe aici. Poate au văzut o pisică, nici da, nu știu. Da, nu știu, că eu nu văd mare agitație pe aici. Bine, agitație nu cred că o fică. s-au gândit, bă, e doar o pisică, dar... Da, dar... Mm, e nu știu să ciudat, zic. ciudat, capitan, să-ți fugă așa pisica de acasă, că o vezi că e speriată Uite, deci e o pizzerie, poate pierdută. a venit să mănânce. Ia, venu, încoace să vedem. Ia, crezi că a venit după miros? Păi poate a venit după miros. Hai zici, bă, vedem, ce bine miroase pizza? Ia, ia uite, avem aici... Ia uite-l cum învârte pizza asta, ia uite Ok. Bună ziua, Bună domnule. ziua domnule! Ați văzut, ați văzut vreo pisică? Dacă vorbesc eu cu el, pisică, Ia, vorbesc da, cu da, da, te las pe tine să vorbești. Am zice că nu am văzut nicio pisică, sunt șapte miliarde de pisici în orașul ăsta hey. și toate vin în fiecare dimineață să mănânce pizza. În niciun caz nu o să-mi dau seama care e pisica voastră, așa că lăsați-mă în pace. Capitan, oh, ce zice da. asta? Capitanul, scoate telefonul și arată-i o poză cu Elsa. Așa. Scoate acum telefonul și vezi. Uite, ai văzut-o pe asta? Zice că a văzut-o hey. și că s-a dus spre iaht. Hey. What? Ok, spre... Da, la... A, spre ia, la pește, capitan. Opa! Uite, pește, ai grijă la rechin. Ai văzut ce am văzut? Am văzut! Am plonjat până în mijlocul oceanului. Ai grijă la rechin, capitan. Ce, sunt rechini aici? Da. What? Sunt rechini de dacă e ocean. Logic. Bă, eu nu văd niciun rechin, nu știu ce zici tu, dar... Ce facem, Pe capitan? Pe în spatele tău! Lasă-mă, capitan, că nu are ce e să facă. E chiar în spatele tău, te mușcă! Nu! Te păcălești da. tu de obicei? Nu te păcălesc! Hai să vedem unde e el al da, noi avem voie la oameni ăștia pe iact, da, pe, dacă, dacă mi-am pierdut mâța, ce vrei să fac? eu știu, da. Da, așa, pe unde Hai, pe aici. pe, aici. Ok. Hai. Bă, nu prea avem voie pe aici. Ce eu mașină șmecheră! Oh my god, are Porsche! Da. Și are Porsche pe iact, de ce ai avea o mașină pe iact? Nu știu, capitan. Ok, asta e foarte, foarte ciudat. Ok, deci Oamă, aici ce sunt ia și ia oameni foarte care... bogați, să știi. Văd. Ok. Dar nu știu pe unde mergi de aici. Nici eu nu înțeleg pe ia unde trebuie. trebuie. Trebuie să ne urcăm după ea. Da. Că sigur e pe punte, sus undeva. Exact. Pe aici, capitanul, că... Hai că vin. Cred că e pe punte, că pe aici n-am găsit pe nicăieri. Uite-o pe Elsa! Uite-o pe Elsa! Elsa. El aici ce face El aici? Okay. De ce, ce cauți pe Iacht aici? Nu este al tău. Băi, ea vrea să exploreze. Da, vreau. Răzvan se uite asta. ciudat la noi. Ce? Care-i faza, Răzvan? Ia zi, de ce e pisica asta la tine pe Iacht? Hei, plecați de pe faza. acest... Bă, nu aveți voie! Nu avem voie pe Iacht, ți-am zis că nu avem voie. Fai de capul meu. O luăm pe și ne întoarcem acasă. Hai, capitan, du-te și ia-o, că tu ai buzunarul special de el Elsulice și hai să mergem. Gata. Gata, haide! Cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare! Pa! Uba.